În perioada 27 octombrie 2024, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara au desfășurat acțiuni de control în contextul campaniei naționale privind verificarea modului de respectare de către beneficiarea prevederilor legii privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată cu modificările și completările ulterioare. În cadrul acestor acțiuni de control s-a urmărit modul în care beneficiarii aplică și respectă cerințele prevederilor legii din domeniul relațiilor de muncă referitoare la durata activității ocazionale care poate fi exercitată în temeiul prevederilor prezentei legi, înființarea, completarea și prezentarea Registrului de Evidență a Zilierilor, dovada plății remunerației cuvenite zilierului și folosirea zilierilor pentru activități expres reglementate de lege. Cu ocazia acestei campanii, Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara a efectuat controle la 8 beneficiari din județul Hunedoara, pentru care desfășurau activitate un număr total de 653 de zilieri, dintre care 305 femei, 346 bărbați și 2 tineri sub 18 ani. Pentru deficiențele identificate s-au dispus măsuri de remediere într-un timp determinat a acestora și s-au aplicat sancțiuni contravenționale constând în avertismente. Prin aceste acțiuni de control se urmărește creșterea gradului de conștientizare a beneficiarilor și a zilierilor care desfășoară activități cu caracter ocazional în domeniile stabilite de legiuitor în ceea ce privește necesitatea aplicării și respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă, diminuarea consecințelor sociale și economice negative rezultate din nerespectarea de către beneficiarii din domeniile controlate și determinarea acestora de a respecta obligația de a înființa, completa și transmite registrul electronic de evidență a zilierilor la Inspectoratul Teritorial de Muncă în raza căruia se află sediul societății în termenul legal.